de dimineață, te ajută să scapi de greață și îți crește mora. Bună dimineața, scuzați, mi-am încurcat degetele prin cele site-uri și pagini și grupuri și alte chestii de genul ăsta care există pe prea frumoasele rețele de socializare. Astăzi, iarăși, vom discuta așa și vom bate câmpii pe niște lucruri care se întâmplă în acest prea frumos județ, numit Județul Neamț, și în acest prea frumos oraș numit Piatra Neamț. Piatra Neamț, un oraș binecuvântat. Din când în când, unii spun că e păcat că e și locuit de conducători. Județul Neamț, la fel, un oraș binecuvântat. Și, vedeți, și el, din când în când, afectat de prestația celor care ne conduc. Astăzi începem cu o știre extrem de interesantă, nouă ni s-a părut chiar drăguță, pentru că devoalează un sistem, sistemul celor care sunt, cum să vă spun eu, oameni care ne conduc, oameni care ajung să ne influențeze destinul, să ne pună, ca să spunem așa, la plată, să ne pună pe cruce. Bani nu mai avem, ei prosperă, lucrurile pentru ei merg foarte bine, nu îi interesează dacă cresc prețuri la medicamente, la mâncare, la... nu îi interesează, pentru că au atâția bani făcuți, încât chiar nu mai au niciun fel de niciun fel de probleme. Ei bine, astăzi despre un domn adoptat de nemțeni prin tata lor, adică prin Ionel Arsene, tatăl nostru, adică Ionel Arsene, este vorba de domnul ministru, fost ministru, actual senator PSD, pe numele său Răzvan Șicuc. Deci, domnul Răzvan Cuc, dacă țineți bine minte, a fost de două ori ministru al transporturilor și el spune că a performat. Noi nu putem decât să-l credem pe cuvânt, pentru că nu e așa, suntem toți foarte bucuroși de cum circulăm pe drumurile patriei, mai ales pe Autostrada Unirii, pe cealaltă autostradă de la București până la Suceava, parcă ziceau, nu mai știu pe unde. Ei, bine, domnul Răzvan Cuc a ajuns așa dintr-o dată netam nesam ministru și nimeni nu știa de unde să-l ia, în afară de cei care l-au promovat. După ce a ajuns ministru, domnul Răzvan și-a luat un șef de cabinet. Domnul șef de cabinet al domnului Răzvan, ministru transporturilor, se numește Mândrescu. Adică ne mândrim cu el, Bogdan Mândrescu, săracul n-are nicio vină că se numește așa. Până aici e normal, orice ministru trebuie să aibă un șef de cabinet. Nici nu stau să mă gândesc acum ce șef de cabinet a avut, de exemplu, domnul Andrușcă, de care mi este tot mai mult dor ca ministru, pentru că cei care au venit după el par să fie mult mai slabi, puțin mai vocali. Deci, îl aduce pe acest domn Mândrescu, șef de cabinet. Foarte frumos. O publicație națională a descoperit în CV-ul domnului Mândrescu un lucru, cum să vă spun eu, până la urmă de lăudat. Omul era șef de cabinet la un ministru din Guvernul României și consultant plătit pentru o societate care se numea Inspur Shandong Group din China, controlată direct de Partidul Comunist Chinez. Șeful acestei firme, de fapt un conglomerat de firme, era un domn pe care îl cheamă, sau este probabil, Sun Pishu. Așa scrie, așa citim.
secretar al Comitetului de Partid Comunist și adjunct al Congresului Național al Poporului, altfel un specialist. Nici o problemă că domnul Mândrescu consilia pe băieții ăștia ca să-și deschidă în România o subsidiară. Până la urmă, na. Dar să fii și ministru la șef de cabinet la Ministrul Transporturilor, pare un fic așa de cacao. Da. Până la urmă, ata ete. Avem șef de cabinet. Bine, dar o să spuneți aici și care-i problema. Cucu a fost, a plecat. Da, dar domnul Mândrescu a revenit. Este șeful de cabinet al cui? Al domnului Grindeanu, nu al lui Grindă, de la PNL. Grindeanu. Cum care Grindeanu? Fostul prim-ministru pus de Dragnea, care s-a întors cu spatele la Dragnea. Nu știm acum dacă la Dragnea îi place cu spatele sau nu. Dar am văzut că nu i-a plăcut pentru că l-a trimis la negocieri cu domnul Grindeanu pe chiar pe domnul Ionel Arsene la vremea respectivă. Care se cunoștea cu domnul Grindeanu bine. Dar oricum, domnul Grindeanu, ordonanța 13, pe urmă ordonanța 14, acum ministru la transporturi. Cu același șef de cabinet, o să spuneți, ei și, până la urmă, omul e competent. Asta spunem și noi, este foarte competent, pentru că domnul Mândrescu n-a fost așa, n-a venit din neant. El a fost, s-a ocupat cu protocolul, când era ministru domnul Ariton, la economie. Cum n-ați auzit domnul Ariton? Vine de la Sibiu. Da, da, filiera PDL, etc., dacă nu mă înșel eu, sper să nu mă înșel. Deci domnul ministru Ariton și domnul ăsta Mândrescu, ce se ocupa? Cu protocoalele, alea mai speciale, când era nevoie de colaborare cu SPP-ul, cu SIE, și el și alții. Așa. Bun, până la urmă, ce au făcut rău? Nu au făcut rău, făcea protocoale. Bun, dar l-a preluat și ministrul următor. Cum care ministrul următor? La economie era domnul Bode, actualul ministru de interne. Și l-a preluat și l-a ținut acolo. După care domnul Mândrescu a mai fost prin diverse locuri, a, ca să facem o legătură totală cu Neamțul. Cum cu Neamțul? Păi da, domnul Răzvan Cuc a fost adoptat de nemțeni, domnul Grindeanu are un prieten adevărat în Neamț. Și iată, ca să facem o legătură totală cu Neamțul, domnul Mândrescu acesta a mai lucrat într-un loc, la Televiziunea Română. Ce făcea domnul Mândrescu acolo? Cum? Ce știe mai bine un om? Consiliere. Era consultant. Era el consiliere, cum spun italienii. Pentru cine? Pentru Elvis. Cum nu știți cine este Elvis? Hai, domnule, lăsați-o în aibii. Domnul Elvis este domnul Claudiu Săftoiu, fostul șef de la SIE, pus de domnul Traian Băsescu, după ce i-a luat nevasta și a pus o consilieră la Cotroceni, da? I-a luat nevasta în sensul că a promovat-o. Și domnul Elvis a ajuns la Televiziunea Română. Bine, el a fost și director SIE, dacă mai țineți minte, și a dat-o cu aia în fas, cu aia în fasole, vorbind despre telefoane ascultate de SIE în țară, lucru care legea nu-l permite, și a fost nevoit să-și depună demisia cu toată protecția pe care a avut-o el. Pentru că ăștia de la SIE nu se joacă. Ăștia când îl prind pe șeful care e civil, că greșește, pac cu el de pământ. Așa a ajuns și domnul Elvis, unde a ajuns, dar l-a avut consultant pe domnul Mândrescu. Și o să spuneți, ce legătură între Elvis și Neamț? Păi simplu. Domnul Elvis cu doamna, dar domnul Elvis era titular, au consiliat un lider politic nemțean în bătălia pentru cucerirea primăriei Piatra Neamț. Vă spun cine? Dar trebuie să știți. Domnul Gheorghe Ștefan. Deci, ca să vedeți cum lucrurile se leagă în
în țara asta, atunci când vorbim despre interese, serviciu secret de informații externe, Ministerul Transporturilor, plus alte asemenea lucruri care se închid toate la Piatra Neamț. Sau, mă rog, au legătură cu Piatra Neamț. În rest, ce putem să spunem? Să-i dorim succes domnului Grindeanu în misiunea domniei sale de a-l asista la conducerea Ministerului Transporturilor pe domnul Bogdan Mândrescu. Sau pe cei care îl ghidonează pe domnul Bogdan Mândrescu. Pentru că asta reiese din toată această enumerare. Ministrii sunt de... pentru imagine acolo, adevărații conducători ai ministerului sunt cei care ghidonează acte, le permit accesul oamenilor la ministru, bine, cu excepția accesului de partid, dar asta este altă poveste. Deci, să fim bucuroși că avem oameni competenți, precum domnul Bogdan Mândrescu, în ministerele României, sau că mai avem oameni competenți în Ministerele României. Faptul că el a colaborat și cu o firmă chinezească poate constitui, până la urmă, un avantaj în CV în viitor. Un profesor mare, profesor universitar, spunea acum vreo 40 de ani, la cursuri, cam așa. Măi, oameni buni, aveți grijă că peste vreo 40 de ani, 50 de ani, o să vă începeți autobiografia scriind: de mic copil mi-a plăcut orezul sau vodka. Da, bine, noi am preferat, cred că orezul, că-s mai departe. Da, n-am zice nu nici la niște vodka. La mulți dintre noi n-am zice nu nici la niște vodka, condiția să fie originală. Bun, haideți să-i lăsăm pe chinezi, nu pe chinezii, pe chinezi, pe chinezii din ministere, și să venim la lucrurile noastre din zonă de aici. Ci că, dumne, este mare scandal. Undeva prin zona primăriei, că băieții ăștia de la Publiserv, sau băiatul care conduce Publiserv, domnul care conduce Publiservul, n-ar fi făcut treaba așa cum s-a înțeles cu primarul. Apropo, știți cum se conduce Publiservul acum? Se conduce cam așa, să nu se supere domn primar că dau din casă. Se conduce cam așa. Domn director, de ce facem asta? Așa a spus Andrei. Eu sper că e vorba de Andrei, fostul ministru de externe al României, nu de Andrei Carabelea, primarul, pentru că nu cred că domnul primar chiar îi spune fiecare pas pe care trebuie să-l facă domnul Savin. Nu cred. Da, este altă poveste. S-au supărat oamenii cum că, vezi, doamne, pietrenii pe rețele de socializare au văzut și noi, de la Mesagerul și încă câțiva colegi din presă, am văzut zăpadă pe străzi și pe trotuare în condițiile în care ni se spunea că s-a lucrat și că au fost curățate foarte bine toate chestiile. Bun, eu sunt convins că supărarea va trece, dar întrebarea e ce se întâmplă în această prea frumoasă societate numită Publiserv, care și-a recăpătat șeful de vreo două luni, două luni, ceva, nu știu, nu vreau să greșesc, și care în momentul în care și-a recăpătat șeful, avea bani în cont, avea de facturat, avea de primit bani, și care acum, spun eu, păsărică așa, care avea contul blocat în trezorerie, pentru că nu și-ar fi plătit o parte din datoriile la stat. Lucru de mirare, pentru că, așa cum vă spuneam, financiar stăteau destul de bine. Asta denotă ori că nu s-au mai facturat lucrări,
ori că nu și-a plătit forul tutelar de pe Ștefan cel Mare datoriile către Publiserv, ori că sunt alte problemuțe prin zonă, alte problemuțe care grevează asupra activității, ori este o lipsă de înțelegere a fenomenului managerial la nivelul societății. Și aici ajungem la aceeași problemă. Cum se selectează managerii la societățile Consiliului Local și al Consiliului Județean? Nicio problemă. Păi se selectează prin concursuri, în general, confidențiale. Se întrunește ce au, AGA, cine știe care e procedura, se pune un anunț într-un ziar central, dacă se poate confidențial, și probabil pe site undeva ascuns sub folderul subfolderului nu știu care. Și te trezești că apare un anunț. Notele luate de Cutărescu la concurs. Și zici, bă, dar cine-i Cutărescu ăsta? Și stai și începi să te uiți. Păi cum se face că un Cutărescu era prezent și lipea afișe și era cu mașina peste tot și a ajuns director confidențial la Salubritas? Pe bază de competențe? Evident că pe bază de competențe, dar nu pe bază de competențe cu gunoaiele reale de pe stradă sau cu măturatul. Cum se ajunge la managerul de la Publiserv? Păi simplu. E prieten. Are prieteni. Și dacă are prieteni care au ajuns să poată decide lucruri, a ajuns director. În momentul în care Consiliul de Administrație a zis, bă băieți, omul ăsta nu se pricepe. E, să așteptăm până schimbăm Consiliul de Administrație. Și a revenit omul și a negociat un contract, mai micuț, adevărat, dar nu contează că soluții sunt. Și acum este director. A dat dovada competenței domniei sale la prima ninsoare. Vreți să vă mai arătăm cum arăta orașul? Vreți să vă mai arătăm că la ora 9, la ora 9 ziua, ninsoarea începând de vreme, străzile erau, cum să vă spun eu, deranjate, zăpada de pe străzi era deranjată doar de roțile mașinilor? Aici este adevărata problemă. Cum selectăm acești oameni să conducă și în ce măsură le dăm voie să conducă după ce i-am selectat? Sau stăm și luăm deciziile din biroul primarului, al unui viceprimar sau al unui city manager, administrator de oraș? Și ăla îi spune, faci așa, faci așa, faci așa. Păi de ce am pus manager? Ca să-i dăm o leafă? Dacă este adevărat că Publiserv are probleme și conturi blocate, atunci trebuie să ne întrebăm de ce se întâmplă lucrul acesta, să ne întrebăm dacă primăria are datorii la Publiserv neachitate, în condițiile în care a primit niște bănuți. Să vedem unde s-au dus bănuții aceia, cât sunt datorie, cât sunt firme care câștigă de obicei contractele cu primăria, câți la Publiserv, nu, n-am zis cât, am zis câți la Publiserv. Deci, cam așa stau lucrurile în zona Publiservului. Mai este o problemă. Știți, când se face dezăpezire, semnează un contract. Contractul ăla s-a semnat între primăria Piatra Neamț și cei de la Publiserv. În contract, l-am în față pe ecran, apar tot felul de prevederi interesante, printre care una dintre prevederi se cheamă, cum să vă spun eu, ca să nu greșesc, la Publiserv trebuie să existe un personal care să stea la sediu în așteptare, se cheamă.
personal în așteptare, care, potrivit contractului, trebuie plătit în cadrul serviciilor de dezăpezire. Adică, primăria trebuie să plătească niște bănuți pentru oamenii care stau acolo, ninge sau nu ninge. Eu sunt curios dacă acest lucru se întâmplă, dacă acest lucru chiar se face, pentru că sunt două probleme aici. Dacă cei de la PubliServ fac lucrul acesta și, doi, dacă primăria plătește serviciul ăsta pe întreaga perioadă a contractului, așa cum este stipulat în el. Dacă este așa, atunci nu avem ce să discutăm și lucrurile sunt ok. Dacă nu este așa, este o problemă și trebuie să tragem un semnal de alarmă. Nu știu cine se ocupă de PubliServ în cadrul primăriei, probabil că undeva prin zona managerului de oraș, city managerului. Dacă este așa, ar trebui ca cineva să vină să spună frumos, cu contractul în mână, care este situația aici, pentru că nu e normal să înjurăm PubliServ-ul, că înjurăm și oamenii care fac treabă la PubliServ, nu numai pe cei care încasează bani, bonusuri. Ah, și apropo, ci că se discută, chiar în dimineața asta a sunat un domn care se auzea și n-a mințit. Sunt pe o mașină, lucrez la PubliServ, am auzit că vor să ne trimită pe toți în șomaj tehnic. Pe toți cei care n-au treabă cu dezăpezirea, cică. Și că lucrurile atunci s-ar rezolva la PubliServ. Și m-a întrebat omul, dar oare managerul își ia salariul de manager dacă pe mine mă trimite în șomaj tehnic? Nu știu ce să zic dacă lucrul ăsta se întâmplă sau nu se întâmplă. Dar ceva nu este în regulă, pute urât. Și mult discutata reformă a societăților primăriei se pare că s-a oprit exact în momentul în care au fost numiți noi manageri pe criterii de performanță în activitatea de partid sau în activitatea de consolidare a prieteniilor trecute. Dacă este așa, e păcat. O să încerc, pentru că ieri n-am reușit să stăm de vorbă și cu cel care venea joia la emisiune, Liviu Arbuș, care acum lucrează în primărie, este șeful de cabinet al primarului Andrei Carabelea, să iau legătura cu domnia sa, să văd ce s-a hotărât în legătură cu PubliServ-ul și dacă PubliServ-ul chiar are probleme. Bineînțeles, dacă la nivelul domniei sale a fost și informat despre aceste lucruri. Dacă da, vom afla al noutăți. Dacă nu, vom afla ce anume vrea să facă primăria referitor la PubliServ. Să vedem dacă avem noroc, dacă nu... Alo. Bună dimineața, domnul Liviu Harbuz. Chiar dacă nu este joi, astăzi, vineri, îmi încerc norocul să văd dacă putem discuta. Știu că ieri n-am putut să facem emisiune din vina mea, în primul rând. Nu, dar cred că dialogul nostru este mai bine să aibă loc în zile de post, pentru că poate va fi mai ușor, nu va fi atât de grav. Da. Haideți să vorbim un pic despre PubliServ, că eu am dezvoltat un pic subiectul. Ieri am făcut o emisiune cu mesajele cetățenilor postate apropo de dezăpezire și am mai și publicat niște imagini despre cum se curățau ieri trotuarele în Piatra Neamț. Pe mine nu mă interesează scuzele PubliServ-ului. Dar... Sincer, nici pe mine nu mă interesează scuzele, mă interesează măsurile care se iau ca
această societate să devină fiabilă și, în primul rând, funcțională. Desigur, atunci când ninge, nu poți fi prezent cu o societate care are 40 de angajați și 3 mașini, adică 3 utilaje, nu poți fi prezent în toate locurile din oraș. Dar aseară a avut loc o ședință operativă în care primarul a hotărât ca, începând din acest moment, PubliServ-ul să aibă o strategie pe care să o prezinte public, intervale orare și locații clare care sunt comunicate cetățenilor în permanență, în direct. Este foarte important pentru că nici nu poți spune, am văzut, de exemplu, fotografii cu drumul care merge la gospodine, că nu a fost dezăpezit. Niciodată acel drum nu va fi dezăpezit la prima oră sau nu va fi o prioritate. Dar PubliServ-ul, în zilele următoare, în 2 zile, va fi obligat să prezintă o strategie clară. Adică, începem cu bulevardele mari, după care intervenim în cartierul cu tare, cartierul cu tare, în funcție de trafic. Adică se vor stabili proceduri clare, pentru că monitorizarea nu se poate face decât pe proceduri foarte clare. Adică nu mai mergem că, păi am văzut, că mergeau cu plugul ridicat, că cu plugul jos. Nu. E o procedură, sunt monitorizați, cine va fi prins că a încălcat procedura, va plăti. Credeți-mă că nu vor fi nici acele salarii de merit pe care și le doreau unii, nu vom avea astfel de situații, pentru că mereu, credeți-vă că societățile primăriei, am aflat și eu că pot primi premii la sfârșit de an, salarii de merit, de la un cumul de 3 până la 13 salarii. Nu societatea în interior, întregul ei. Nu societatea. Nu. De vorbim de șefi aici, despre ce... Păi da, normal că șefii întotdeauna trebuie premiați pentru că nivelul și managementul pe care îl practică este uluitor. Ne-a uluit pe toți, vom merge pe ideea de a avea un sistem și proceduri foarte clare care pot fi verificate și de simplu cetățean. Iar cetățenii vor evalua, vor comunica și desigur ei vor fi contorizați în acest proces de monitorizare a activității societăților. Dar repet, nimeni să nu-și închipuie că atunci când ninge, avem oameni la Piatra Neamț, în cadrul primăriei, și utilaje. Pentru că de aici a plecat nemulțumirea primarului și cred că a și declarat în conferința de presă. Dom'le, nu mai dăm salarii de merit de sute de milioane, hai să investim, pentru că performanța acestor societăți este reprezentată de managementul și mai ales de managementul financiar care trebuie axat pe investiții. Aceste societăți au nevoie de utilaje. Pentru că noi încă lucrăm cu oameni cu lopata, desigur implicăm și persoanele care sunt asistate social și care primesc ajutor social și sunt apte de muncă, dar performanța acestor persoane se vede, o vedem pe stradă, adică stau sprijiniți unii de o lopată 8 ore și au bifat că au făcut o zi de muncă în folosul comunității. Domnul Harbuț, am și o întrebare. Dacă se știa exact care este parcul de utilaje al PubliServ-ului și capacitatea PubliServ-ului de a face față într-un oraș ca Piatra Neamțu, de ce s-a ales modalitatea asta de contractare a serviciilor cu PubliServ-ul? Pentru că acest contract se realizează și în baza posibilităților bugetului primăriei, iar bugetul primăriei atât poate în momentul de față. Deci, desigur că ne-am dorit să avem o flotă de 100 de mașini în oraș. Nu am ajuns încă la performanța asta. De exemplu, ieri veneam de la București, iar la Buzău, am văzut flota de sărărițe și mașina orașului Buzău era aliniată toată pe marginea drumului. Cred că am numărat peste 45 utilaje din cele mari, vorbesc.
Adică la Piatra Neamț, nici nu știu exact, cred că sunt 5 utilaje de dimensiunea asta. Hai, vorbim despre o disproporție. Dacă am fi angajat o altă companie care să facă dezăpezirea, vă garantez, aveam costuri mult mai mari, iar eficiența este aceeași. Pentru că se vede din experiența anilor trecuți, în care au fost tot felul de companii, nu uitați că am avut foarte multe scandaluri apropo de faptul că acest proces de dezăpezire a fost acordat, desigur, prin licitație, doar așa se fac lucrurile, unor firme, unor sinecuriști, au ieșit scandaluri, au ieșit anchete, iar societatea Publicer are nevoie de aceste contracte, desigur, în măsura în care le execută corect, de finanțare pentru a se dota și pentru a deveni o societate performantă. Dacă nu va deveni o societate performantă, societatea Publicer poate să fie restructurată, poate fie reformată, așa cum se încearcă și cu celelalte societăți și se va și reuși. Spuneam în emisiune că aș fi foarte curios să aflu, bine, n-aveți dumneavoastră de unde să-mi spuneți în momentul acesta, dar poate după emisiune, dacă Publicer în acest moment are bani de încasat de la primărie și câți bani are de încasat de la primărie și de când? De ce? Pentru că... Îmi cer scuze, s-a oprit o secundă, dacă puteți repeta. Nicio problemă. Vreau să spun că sunt foarte curios dacă societatea Publicer are bani de încasat de la primărie și de când are bani de încasat de la primărie și dacă se plătește de către primărie în cadrul, ceea ce apare în cadrul contractului, acel tarif pentru perioada de așteptare, se cheamă în contract, chiar așa îi spune, în care oamenii de la Publicerv, ninge sau nu ninge, trebuie să stea pe poziții. De ce? Da. Pentru că am înțeles că Publicerv în acest moment are chiar și contul din trezorerie blocat sau îl avea alaltă ieri, dacă nu mă înșel. Blocat. Deci, datoriile primăriei vor fi plătite către Publicerv, cel puțin până la sfârșitul anului, din ce știu eu, desigur, poate nu sunt suficient documentat, vor fi plătite la zi. Iar apropo de perioada asta despre care vorbiți dumneavoastră de așteptare, este un contract cadru care funcționează în toată țara, în baza legislației naționale, cu perioada de așteptare. Adică nu este un contract pentru Publicerv sau pentru altă companie, este contractul cadru pentru dezăpezire stabilit prin lege la nivel național. Am înțeles, nu? Ideea este dacă se și plătește și este facturabil de către cei din Publicerv. Teoretic ar trebui să fie, că e în contract. Legal este și prin contract, dar și legal este să fie plătit. Nu știu, vă repet, nu știu exact astăzi dacă sunt la zi datoriile primăriei către Publicerv, dar s-a încercat tocmai acest lucru de a cheltui, pentru că știți bine cum stă primăria cu bugetul, de a cheltui banii judicios și de a nu da acești bani pentru perioada de așteptare cu prioritate. Cred că Publicerv-ul are nevoie de bani pentru a-și derula activitatea și nu pentru perioada de așteptare în acest moment, urmând ulterior până la sfârșitul anului execuția bugetară ca ei să primească acești bani. Am înțeles. Eu sper împreună cu toți cetățenii și eu sper că la un moment dat vom ști clar dacă lucrările date de primărie, cum spune cineva care mi-a trimis acum un mesaj, pentru firmele în care primăria este acționar, majoritar sau integral, sunt date după necesități ale orașului, pentru că avem cazuri multe în care acest lucru nu s-a întâmplat în trecut, sau doar pentru a asigura buna funcționare a societății, cu toate avantajele care decurg pentru cei care conduc, deoarece dacă au profit, pe baza contractului de mandat, pot să primească acele bonusuri, vrea sau nu vrea primăria, pentru că vor da în judecată și vor câștiga bonusurile. Nu e adevărat, pentru că acele bonusuri le primesc pe criterii de performanță. De obicei, aceste bonusuri, așa cum spuneați mai devreme, sunt primite de către conducerea acestor societăți. Motiv pentru care
noua politică sau politica a primarului Carapele este aceea de a renunța la aceste sporuri pe care și le stabilesc în baza criteriilor de performanță aceste societăți, ele să fie stopate în momentul de față, pentru că e clar, e la vedere, nu avem performanțe nemaipomenite a acestor societăți, ba de multe ori din potrivă, așa cum s-a întâmplat și acum cu dezăpezirea, s-a văzut că lucrurile nu merg foarte bine. Deci eu cred că mai important este să investim în utilaje, în personal, și nu mă refer aici la personal TESA sau la conducerea acestor societăți, și mai apoi, după ce vor performa în acest sistem cu utilaje noi, cu oameni care sunt calificați, abia ulterior să vedem peste un an, peste doi, dacă merită acele sporuri pentru criterii de performanță. Pentru că criteriile de performanță nu trebuie stabilite doar de către conducerea societăților, ele trebuie evaluate și de către conducerea primăriei. Pentru că principalul beneficiar este primăria și, desigur, cetățenii care pot evalua ceea ce se întâmplă, desigur, cei care evaluează într-un mod obiectiv, pentru că sunt și cei care evaluează într-un mod subiectiv din diverse motive. Vă mulțumesc pentru intervenție. Aștept să ne vedem într-o emisiune de fruct, nu numai într-una de post. Dacă programul rămâne același. Rămâne același. Dacă nu ne mai înzăpezim joia viitoare, pentru că de ce să facem, eu și joi ne-am înzăpezit. Așa este. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. A fost Liviu Harbuz, șeful de cabinet al primarului Carabela. Eu vreau dar să închei spunând așa. Când s-a turnat, când se turna asfaltul pe strada Bistriței, sper că nu greșesc, acolo de la Carrefour spre ieșirea dinspre Bicaz, sensul giratoriu, un oficial al primăriei, noi avem înregistrarea, o păstrăm pentru o emisiune de umor, spunea așa că vom vedea și veți vedea cel mai bun asfalt pus la Piatra Neamț, pentru că nu veți mai vedea acolo niciun fel de baltă, niciun fel de lucru când va ploua. Eu am trecut după o ploaie, nu după o ninsoare, prin zonă și dacă ăsta e criteriul pentru care trebuia evaluată societatea PubliServe, a picat la examen. După cum a picat la examen și la prima zăpadă. Că o fi vina șefului, că o fi vina dotărilor, că o fi vina celor care l-au pus șef pe șef, că o fi vina prieteniilor politice, pe noi nu ne interesează. Pe noi ne interesează să-și facă treaba și dacă se poate, nu cu bani mai mulți ca anul trecut, deși e greu că au crescut prețurile la toate, dar măcar să-și o facă ca lumea și să se vadă unde intră să lucreze, să vadă că au intrat. Îmi spunea cineva acum, glumind, să nu ne mai punem întrebarea de ce mergeau cu plugurile sus și zăpada rămânea în urmă. Se pregăteau, nu-i așa, să meargă cu plugușorul. La revedere! Cele bune!